Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Counter-Strike Global Offensive. După cum vedeți, la încă un case opening de 10 cutii Chroma. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți unitați să apăsați și pe butonul de like dacă vreți să continui cu case opening-urile. Am decis să mai fac un case opening pentru că a fost cineva bun, unul dintre abonați, și mi-a dat 10k moca de cutii Chroma și eu a trebuit doar să cumpăr cutiile, adică să dau 3,5 euro pentru că s-au ieftinit. În fine, dacă strângem și la acest clip multe, multe like-uri, vom continua cu case opening-urile și haideți să îi dăm drumul. Cum ar fi acum să ne pice un cuțit din cutiile astea, din cheile astea primite pe moca? Ar fi, cred că, foarte, foarte, foarte tare, dar ne pică Glock 18, catacombs, oameni buni. De mult îmi doream să pice un Glock. Dar poate ne ajută în viitor, cine știe. Este și Roni aici alături de mine pe Skype. Mi-am amintit. Da, exact, acum vreau să vă întreb ceva. Salutare ăștia. Bă, tu ți-ai cumpărat, adică primul 10 chei, ți-ai cumpărat 10 cutii? Da, da. Bă, trebuie să-ți cumpăr 9, să cred că am și eu o bro cutie rămas. N-ai și mie ok, bă. Mamă, e 0.35, bro. Da, mă, dar îmi dădea așa frumos. Era un gest, bă. Da, și la cutia ta să pice cuțitul, nu? Statrac, Doppler. Ce vrei mai mult dată? Mai știi? A, mă, bine, tu nu știi ce e la Statrac Doppler, nu? Ba, nu. Încă 6 cutii. Mă, nene, știi, alți youtuberi fac case opening-urile, ceva gen se mișcă foarte încet ca să ia cât mai mult clipul, știi? Eu le bag așa pe bandă rulantă, deschid cutiile astea pentru că cred că vă plictisiți și voi dacă stăm 10 ani să deschidem 10 fucking cutii. Oh my god, a trecut pe lângă cartel. Ha, mă, frate, bă, dar n-am și-o noroc. Sau mă rog, abonatul care mi-a luat cheile astea n-are și el noroc. Încă 4 cutii, Roni, încă 4 cutii. Eu zic că trebuie să avem încredere în cineva acolo sus care ne poate face cu un StarTrak M249 System Lock, cea mai proastă armă ever care putea pica. Și a picat și StarTrak, adică nu o pot folosi la trade. Adică, bă, gămie și... Nu! S-au căcat. A trecut de cartel. Roni, nu e așa că te apuci tu de case opening-uri? Nu e așa. Gândiți-vă, când jucăm de Bridges cu Roni, că el găsește diamantele. Bă, dar în fiecare meci găsește diamantele. Și n-am văzut om mai bulănos ca Roni. Gândiți-vă dacă ar face Roni case opening, cum ar fi? Cum ar fi? O să te spun ție. Da, am zis că nu m-aș mira dacă aș face și eu un case opening odată la jumătate de an să-mi meresc chestii mișto, știi? Bun, ultima cutie, oameni buni. Roni scuipă, să avem noroc. Gata, și haide. Oh my god, haide. Haide, haide. Haide, nu. Ți-a picat un Deagle, bă, Roni, îl vrei tu? Ți-l dau ție. Desert Eagle Naga. Știi că tu ești... N-am scuipat suficient de bine. N-ai scuipat suficient de bine, mă așteptam la mai multe, Roni. Ia-ți vedem, avem aici, uite, trade contra, perfect. Poftim? Iartă-mă. Era să zic ceva, but anyway. Nu! Doamne, doamne, Roni, what are you doing? Oh, băi, ăsta-i. Oh my god, putem face trade și cu... Ia uite, a intrat și Roni în CSGO. Putem face trade și cu astea move, ia-ți vedem. Ce ne dă? Sign here, submit, sign here, submit. M4A4 Dragon King, what the fuck? Mi-a dat la trade up contract Dragon King, ești nebun la cap. Feel tested. Asta cu cât s-o vinde. Ia să vedem dacă am câștigat ceva măcar de pe urma acestui trade up contract. Sunt curios cu cât se vinde chestia asta. Bine, nici nu mi-arată, adică s-a bugat iar marketul. Mă enervează când se întâmplă chestia asta. În fine, deci avem așa. Quality. Hai să facem trade și cu șmecherile astea albastre. Să vedem ce nu mai pică. Și o să vedeți, oameni buni, că se apucă și Roni de... Mi-a zis Roni că e un mare fan al păcănelelor, chestii din astea, și face și el case opening-uri acum. Oh my god. Doar Beretta Surban Shock Minimal Wear. Da, bun, deci, practic avem două Dragon King-uri acum. Mă gândesc să vând unul. Amândouă sunt field tested, adică... What the fuck, de ce să nu vând unul? O să văd și eu cum arată fiecare. Deci, cam asta a fost case opening-ul, oameni buni. Iarăși nu mi-a picat nimic bun. Roni n-a scuipat destul de bine ca să avem bulan. Nu uitați să strângem cât mai multe like-uri dacă vreți să mai fac case opening. Și ne auzim data viitoare. Ciao.